4 remedii simple de a îndepărta brunzul de cămin. Ne facem griji atunci când ne brunzăm excesiv pe față, dar ne ignorăm complet mâinile. Iată câteva remedii pe care le puteți realiza acasă pentru a îndepărta brunzul de cămin. 1. Puneți iaurt rece într-un bol și adăugați puțin turmeric sau haldi. Aplicați pasta zilnic pe mâini timp de 20 de minute, dar și pe față și gât, înainte de a face baie. 2. Alegeți un castravete și tăiați-l în două jumătăți. Radeți jumătate de castravete și păstrați-l într-un recipient. Adăugați 2 linguri de lapte sau lapte praf și câteva picături de suc de lămâie. Amestecați bine și lăsați să se usuce. Spălați cu apă la temperatură normală. Folosiți săptămânal pentru rezultate bune. 3. Tăiați o roșie în două. Frecționați partea interioară a roșiei pe mâini, fapt care vă va ajuta să scăpați de brunzul nedorit. 4. Tăiați un cartof crud în jumătăți, apoi frecționați partea umedă, expusă pe zonele afectate. Recomandăm protecție solară minerală naturală SPF 30 de la Gion Mesters Organics, San SPF 50, cremă de corp de la Clinic, loțiune de protecție solară de la Shiseido. Descoperiți mai multe produse de protecție solară la cel mai bun preț pe Strawberry.net, compania cosmeticilor proaspete.